Cei care s-au născut în zodia Capricornului vor avea în ziua de 25 februarie motive să fie triști sau îngândurați de pe urma felului în care evoluează o relație cu o persoană apropiată, un cunoscut. Este greu de conturat despre ce este vorba, mai ales că pe acest segment noi am glosat mai bine de un an. Poate fi vorba de vechile relații, poate fi vorba de aceleași persoane, Poate să fie vorba însă de persoane noi care aduc alte stări de spirit, altă conjunctură și, implicit, alte consecințe. Între 26 și 28 februarie dimineața, preocupări legate de un fel de a fi corect, de a acționa legal, de a pune ordine în viața lor, de a apela la mecanisme juridice sau oficiale pentru a-și rezolva o problemă personală, efort de a pune ordine și de a fi corecți obiectiv cu ei înșiși, ori de câte ori vor analiza trecutul sau prezentul și vor fi obligați să ia niște decizii, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat sau evaluând ceea ce urmează să se întâmple. E bine să facă toate aceste demersuri acum, repejor, pentru că din păcate, Jupiter se va afla la sfârșitul săptămânii pe care noi o analizăm deja la 22 de grade săgetător, a parcurs mult din această zodie și nu va trece mult până când va intra în mișcarea aparent retrogradă și lucrurile vor deveni mai complicate, mai greoaie, mai confuze. Beneficiați de statutul acesta care este un fel de noroc ascuns, de șansă discretă sau de ajutor nesperat și uneori chiar neidentificat prin ce persoană, prin ce mijloace sau prin intermediul cărei instituții vine să vă deschidă o ușă sau să vă consolideze existența. Între 28 februarie dimineața și 2 martie, seara, moment de învigorare, dar și de consolidare, ca să nu spun de înțepenire și de crispare, adică ce erau rigizi și o direcție puși să gândească să acționeze, E exact acea direcție este și mai întărită, și mai consolidată, și mai tapetată cu argumente. Așa încât greul mai schimbi pe un capricorn din deciziile lui, din concluziile lui sau chiar din trăirile lui, pentru că trăiește în aceeași direcție, în aceeași manieră. Pe baza acelorași criterii, și atunci de fiecare dată finalul e firește același. N-ai cum să-i introduci alt reper, alt orizont, că n-ai ce să strici. La ora actuală, Capricornul este foarte puternic prin aceste premize astrale, din punct de vedere strict personal, dar și relațional. Între 2 martie seara și 3 martie, surprize bănești, punele agreabile, plăcute, nu! Nesperat de mari prin sumă, valoare și importanță, dar necesare și utile pentru a se rezolva tot felul de activități curente. Deși, pe fond, Venus este denumită micul benefic și, teoretic, ar trebui să patroneze ipostazele favorabile, totuși, într-o lungă logică a astrologiei pe care nu mai invoc acum și nu mai explic, există și foarte mulți factori de risc care pot să fie amplificați. Astfel încât în unele ipostaze, mai ales dacă aceste tranzite rezonează prost cu harta nașterii câte unui nativ, se poate vorbi și de surprize neplăcute sau de șocuri și spaime să tragă o sperietură cu privire la ceva ce se poate întâmpla din punct de vedere financiar. De-a lungul acestui tranzit, planeta Venus se va apropia și va face și conjuncție la un moment dat cu luna neagră învărsător din acest sector al banilor și atunci cu adevărat va genera o problemă. Până atunci eu îndemn la prudență, la măsură, la corectitudine și la o conduită responsabilă, pentru ca în acel moment când se va petrece acel tranzit să nu existe deja niște motive reale de dezechilibru financiar pe care tranzitul să le amplifice sau să le complice.